Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Așa se întâmplase și într-un regat îndepărtat, numit Galileea. În acele timpuri, împăratul Augustus dăduse poruncă mare să se numere toți oamenii din ținuturile sale, întorcându-se fiecare acolo unde s-a născut. Porunca ajunse și în micul sătuc Nazaret, unde trăiau Iosif și soția sa Maria. Cei doi nu avură încotro și porniră către Betleem, orașul natal al lui Iosif, deși Maria urma să nască în următoarele zile. Odată ajuns și în Betleem, încercară să tragă la o casă de oaspeți, dar toate locurile fuseseră ocupate de oameni veniți ca și ei, de departe. Cât de greu era bietei femei! Drumul fusese lung și istovitor, iar acum o apucaseră durerile nașterii și nici măcar nu avea un acoperiș deasupra capului peste noapte. Deodată, privirea Mariei fu atrasă către cerul înstelat, unde o steluță sclipea jucăușă, parcă încercând să le arate ceva. Sub ochilor mirați, un fir de lumină porni de la steluță și se pierdu pe deal de la marginea orașului. Iată, uite acolo, Iosif, spuse ea arătând către deal. Deasupra, strălucește steaua cea luminoasă care ne-a însoțit tot drumul. Dumnezeu ne trimite un semn. Cei doi porniră înspre deal, plin de speranță, însă acolo nu găsire decât un staul. Dar înăuntru era curat, iar animalele îi primeră cu mai multă căldură decât oamenii în oraș. Maria zâmbi fericită și își odihni trupul istovit. Știa că în noaptea aceea urma să nască și era mulțumită că găsise adăpost. Între timp, steaua cea luminoasă își întățise strălucirea, astfel că putea fi văzută de la mare depărtare. Oazele deșertului, ferestrele palatelor crinciare, căsuțele luminele jobanilor, până și cerul Romei, toate erau scăldate în lumina argintie a stelei. Pe drumul către staul, unde Iosif și Maria își găsiseră adăpost, trei siluete mergeau în tăcere, arătând din când în când spre cer nestăpânite stea orbitoare. Apropiindu-se, cele trei umbre se opriră pentru a asculta glasul nopții. Un țipăt subțire rupse liniștea ocrotitoare ce se așternuse peste graj. Era pruncul care tocmai se născuse acolo, în măslea săraca vitelor, fiul Mariei și al lui Iosif. Cei trei vizitatori pășiră înăuntru în grajd. Straile lor prețioase dovedeau că sunt oameni de vază. Iosif furit se vadă îngenuncheați la picioarele Mariei. Bun găsit, vorbi unul dintre ei. Suntem magi, cărturari vestiți de la răsărit. Am urmărit steaua cea luminoasă și am vrut să ne închinăm celui ce s-a născut sub o asemenea stea. Nu poate să fie decât un mare împărat, cel mai puternic din câți au existat vreodată. Iosif se uită mirat la cei trei înțelepți, căci nu înțelegea prea bine vorbele lor. Dar Maria zâmbea senină. Ea știa că poruncul din Iesle este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tuturor oamenilor. Cei trei magi începură să scoată din desaci darul care se cuveneau unui împărat. Aur pentru a cinsti regele nou născut, spuse primul mag. Smirnă pentru cel ce va fi mântuitorul omenirii, spuse al doilea mag. Tămâie pentru că azi a venit pe lume Fiul lui Dumnezeu, cuvânta al treilea. Pruncul a fost botezat Iisus, dar i s-a spus Hristos, adică împăratul, și s-a născut din Duhul Sfânt pentru a-i întoarce pe oameni la Dumnezeu. Iisus Hristos a adus lumină, pace și iubire pe pământ. Crăciunul este ziua în care, an de an, sărbătorim nașterea Lui și oferim cadouri celorlalți, amintind de darurile magilor pentru micul Iisus.